Lucrările din proiectul Revitalizare Spațiu Public Urban sunt în plină desfășurare, informat într-o conferință de presă Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Amenajările vizează o suprafață de aproape 16 hectare de teren de pe malul drept al râului Suceava, care se întinde pe o lungime de 1 km în amonte și aval de podul care leagă centrul Sucevei de cartierul Burdujeni. Ordinul de începere a execuției a fost dat pe 20 ianuarie 2020, licitația pentru amenajarea zonei de agrement de pe malul râului Suceava fiind câștigată de asocierea de firme General Construct și Art Peisaj Suceava pentru 16,24 de milioane de lei. Destul de bună, destul de bună și la sfârșitul lunii iunie zic că putem să o marga finalizată. Deci lucrările merg destul de bine, mai ales partea stângă cum merge spre Bazar spre Burdujeni și în partea dreaptă. Deci e un proiect care merge bine, restanță la plată nu sunt, suntem cu plată la zi la fonduri europene, deci nu ar trebui să fie niciun motiv. Amenajările vizează o suprafață de 15,5 hectare de teren de pe malul drept al râului Suceava, care se întinde pe o lungime de 1 km în amonte și aval de podul care leagă centrul Sucevei de cartierul Burdujeni. O parte din suprafața vizată este în Albia Minoră, potențial inundabilă, durata efectivă a lucrărilor fiind de 22 de luni. Pe de altă parte, prin parteneriat cu administrația bazinală de apă Siret, în zonă sunt prevăzute intervenții de consolidare a malului cursului de apă. Lucrările de consolidare pe o lungime de 1600 de metri a malului drept al râului care traversează municipiul Suceava în zona complexului comercial Bazar, de o parte și de alta podului, au fost estimate la circa 6 milioane de lei.